se apropie cu pași repezi 1 iunie, care nu este doar prima zi de vară. Este și ziua copilului, zi în care se celebrează miracolul purității, dar și întoarcerea la inocență. Ziua copilului este un prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viața fiecărui om, copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a-i aprecia și iubi, dar și de a promova respectarea drepturilor și bunăstarea lor. Primăria Comunei Peștișul Mic încurajează celebrarea acestei sărbători alături de cei dragi și organizează duminică 2 iunie o sărbătoare de poveste la Căminul Cultural din satul Josani. În Comuna Peștișul Mic, anul acesta, ziua copilului va fi sărbătorită duminică 2 iunie la Căminul Cultural din satul Josani. Bunici, părinți, copii vor avea posibilitatea unii să-și amintească de momentele plăcute ale copilăriei lor, iar cei mici să trăiască o zi de răsfăț și bucurii dedicată numai pentru ei. Pictură pe față, tobogane gonflabile, baloane de săpun, întâlniri cu personaje de basm și desene animate, concursuri, cadouri și multe alte surprize îi așteaptă pe micii sărbătoriți din comună. Nu există limite de vârstă când vine vorba de a sărbători ziua copilului. Oricare dintre noi, copil sau adult, are voie să se simtă copil și chiar este necesar ca măcar o dată pe an să lăsăm în urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim și să simțim că suntem și noi din nou copii. Copiii nu trebuie să fie neglijați nici când, pentru că ei sunt cei care ne fac de multe ori ziua mai bună și pentru care ajungem la un moment dat să trăim. Le doresc o copilărie fericită alături de părinți și de cei care îi iubesc și îi așteptăm pe toți copiii din comună, indiferent de vârstă, la sărbătoarea de la Căminul Cultural din Josani, între orele 17 și 19, menționează Daniel Dobruțchi, primarul Comunei Peștișul Mic.